mâna de doamna deputat Carmen Holban, familiei Costache Laurențiu, 5 persoane. Costache Laurențiu. Apartamentul numărul 5 va fi înmânat de domnul senator Titus Corlățean. 4 persoane. 5. Apartamentul numărul 6, Anton Robert Gabriel, 4 persoane, soție și 2 copii, va fi înmânat de domnul deputat Radu Popa. Apartamentul numărul 7 va fi mânat de doamna vicepreședinte al Consiliului Județean, Luciana Cristea. Doamnei sunt doi, Cristi. Acesta a fost modulul 1 din aceste 21 de locuințe, iar acum trecem în modulul 2.